Astra Giurgiu și ASEA Târgu Mureș se întâlnesc în etapa a 33-a a Ligii 1, în penultimul meci din actuala stagiune de campionat. Cum lupta pentru titlu este din ce în ce mai strânsă, în cazul unei victorii, giurgiuvenii ar putea trimite trofeul campionatului către Steaua. Dacă ASEA Târgu Mureș are un parcurs perfect, iar Steaua pierde un singur meci până la final, titlul ar putea ajunge la mureșeni, iar o victorie la Giurgiu le-ar oferi șanse mari. Dorinel Munteanu, fost antrenor la Steaua, a declarat după meciul de duminică seara că vom juca și cu ASEA Târgu Mureș acasă și vrem să obținem puncte. Ne-am de obiectiv, sunt 14 puncte până la ASEA, dar vom lupta până în ultimul moment. Steliștii nu se tem de ascensiunea rapidă a mureșenilor și au încredere în propriile puteri. Bravo lor, ce să zic, puțin seama cu urziceni, sincer, că n-am jucat eu. Și ei joacă fotbal, ei vede șansa lor, asta e și... Dar noi trebuie să demonstrăm pe teren că suntem mai buni. La începutul returului de campionat, Steaua avea 14 puncte avans față de locul secund. Asta s-a întâmplat până în momentul de față, am pierdut puncte. Ne așteptam mai puțin, am fost și defavorizați, din păcate, pentru noi, asta este. Crezi că acum toate echipele o să vă pună gând rău, să își dea viața cu voi pe teren? Așa a fost tot timpul, toate echipele își doresc să câștige contra Stelei, toate echipele își doresc să scoată puncte. Astra Giurgiu și ASEA Târgu Mureș se întâlnesc peste 7 etape, în timp ce derbiul dintre Mureșeni și Steaua are loc peste exact 2 săptămâni.